Și când spun Brumărel, spun în primul rând perioada târgurilor. Dragii mei, am fost prezenți la Iași, la Agralim. 4 zile de târg, lucruri importante, multe evenimente. Noi am fost prezenți acolo, cum vă spuneam, și nu putem într-o emisiune să vă prezentăm totul. Fapt pentru care începem astăzi și de-a lungul mai multor emisiuni o să aflăm ce s-a discutat acolo și ce evenimente au avut loc. Așadar, astăzi aflăm primele noutăți. Ediția din acest an a Târgului pentru Fermier Agralim, desfășurată în Parcul Agroindustrial Transacropolis, a reunit un număr record de vizitatori, peste 10.000. Pe parcursul celor 4 zile ale evenimentului, participanții au putut vizita standurile cu utilaje, boxele cu animale, precum și standurile de produse tradiționale. Sub umbrela clusterului regional Agroferma, lansat oficial în cadrul târgului, au fost organizate conferințe tematice la care au participat fermieri, reprezentanții celor mai importante asociații profesionale, dar și reprezentanța ai autorităților centrale și locale. Ministrul Agriculturii, domnul Peter Daia, a fost prezent de asemenea printre expozanții, vizitatorii, specialiștii din domeniu, dialogând permanent în încercarea de a afla cât mai multe amănunte despre pulsul vieții agricole din nord-estul țării. Târgul a debutat în acest an cu forumul agricol, în cadrul căruia participanții au dezbătut cele mai importante probleme din sector, iar a doua zi a fost organizată o conferință cu tema Ziua Fermelor de Lapte, la finalul căruia participanții au vizitat o fermă de vaci din județul Iași. O altă noutate din acest an a fost conferința cu tema Accesul la piață și Târgul de ucenicii în agricultură. La aceste manifestări au participat alături de fermierii români din toată țara și agricultori din Republica Moldova. Cu ce noutăți veniți la Agralim 2017? Am încercat să ne axăm așa pe toate domeniile de activitate, să spunem, și pe toate mărimile de fermă, da? Și am venit în întâmpinarea fermierilor din zona Moldovei cu mai multe noutăți. Spre exemplu, tractorul John Deere 1400, cu o putere nominală de 400 de cai putere, este practic cel mai mare din gama noastră de tractoare convenționale. O altă noutate ar fi echiparea acestor tractoare cu sisteme de navigație prin satelit, cu sisteme de urmărire a lor, tot ce înseamnă consum de combustibil, productivitate, absolut toate informațiile necesare fermierului pentru a gestiona bine toată activitatea. Pentru a gestiona foarte bine activitatea și pentru a eficientiza foarte bine lucrările. Am înțeles. Spuneți-mi dacă, mai ales pentru zona Moldovei, există și agricultură mare, pe suprafețe mari, dar și mică agricultură în fermele mici și mijlocii, dacă aveți echipamente și pentru această categorie de fermieri. Exact. Aici, practic, ne-am limitat la 400 de cai putere, dar este bine să știți că avem tractoare foarte performante, da, care merg până la 670 de cai putere maxim dezvoltat. Vorbim de tractoare șenilate, modelul 9620RX, pe care cu siguranță îl cunosc fermierii și care de altfel le avem prezente la fermele din Moldova. Da, sunt 3 bucăți livrate anul acesta și lucrează foarte, foarte bine. Au deja 4-500 de ore de funcționare cu o productivitate foarte bună și fermierii sunt foarte mulțumiți. Avem și tractoare sub 55 de cai până la 35 pentru tuns gazonul sau, eu știu, întreținut diferite. Sunt solicitări efective la asemenea întâlniri din partea acestor categorii de fermieri? Sigur, da. Spre surprinderea noastră, cei mai activi fermieri la astfel de întâlniri sunt cei mici, da? Pentru că sunt probabil mai interesați să-și dezvolte afacerea mai rapid, să spunem așa. Ipso, o prezență notabilă în mai toate manifestările expoziționale. În ce măsură prezența dumneavoastră, de pildă aici, la Agralim 2017, stimulează business-ul Ipso? Cred că prezența, adică toate expozițiile care sunt făcute la nivel național sau regional, sunt foarte importante pentru pentru să prezentăm la fermier și fermier să poate pune mâna efectiv pe mașină, să se urcă în ea. Evident, este în mod static, da? Dar este foarte important să-și dea seama un pic despre ce poate să achiziționeze de la fermier, aș fi spus, cu suprafață mai redus. La ora actuală, în România, trecem un pic de la căruță la sistemul GPS. Dacă vrem producție, da, trebuie 3 lucruri. Inputuri buni,
să fie îngrașament, produs pentru protecție plantelor, semințe, da? Adaptat la condiții din pământ și din România, cu vreme care știm, care este foarte variabil, și ultima lanț care, sau berigă care este din lanț care este important, este tehnologia, adică mașinile care lucrează pământul. Participăm, bineînțeles, la Agrarim, care este una, după părerea mea, o expoziție foarte importantă în zona Moldovei. Da? Distanțele sunt mari în România și încă nu s-au construit suficient autostrăzile, da, în care putem mișca foarte bine, repede, ușor, comod. Exact, să ne ducem până la București, până la alte târg de amploare, sau să, din păcate, nu suntem, n-am ajuns încă la stadiul acesta. Câte puncte de lucru aveți pe zona Moldovei? Pe zona Moldovei, ultimul punct, avem 3. Ultimul punct care a fost deschis acum sau inaugurat acum 2 săptămâni este la Vaslui. Da? Avem unul la Botoșani și avem sediu, am fi zis, bază regională la Roman. Cam fiecare an căutăm să ne pliem puțin pe specificul zonei și am venit cu o combină medie, am venit cu o gamă de tractoare începând cu 105 cai putere până la 340 de cai putere. Ați gândit și la micile ferme? Ne-am gândit chiar și la fermele viticole, avem un tractor specializat pentru vii și livezi. Am venit și cu un tractor JCB de 330 de cai putere de ultima generație, a fost realizat anul acesta. Încărcător cu braț telescopic, utilaje de la partenerii noștri tradiționali, avem de la Pöttinger, avem Hardy și Bogbale din Danemarca, destul de cunoscuți pe piață pentru fertilizare și tratamente fitosanitare. În general am căutat să aducem câte un exemplar din, sau mai multe din, de la fiecare firmă pe care o reprezentăm în România. În ce măsură astfel de manifestări expoziționale stimulează afacerile firmei, domnul inginer? Din punctul meu de vedere, aceste târguri regionale sunt binevenite, atât în primul rând pentru noi ca și reprezentanți al unor producători importanți de mașini agricole, cât și pentru fermieri. Este o modalitate de a ne întâlni, de a discuta noile produse apărute pe această piață și să le putem prezenta dânșilor variante de a-și mări productivitatea și a-și cădea costurile pe hectar. Astfel de târguri mai au un avantaj, că fermierii pot să compare produse de la mai multe firme și pot să vadă produsele efectiv în, bine, dacă nu în câmp, dar cel puțin să le vadă, să le atingă și să decidă oarecum în cunoștință de cauză. În discuțiile cu dumneavoastră află foarte multe lucruri despre datele tehnice ale fiecărui utilaj în parte. Da, e adevărat. Sunt foarte importante datele tehnice, performanțele mașinilor, calitatea lor, dar nu în ultimul rând serviciile post-vânzare pe care le oferă fiecare firmă, și noi aici ne-am concentrat foarte mult pe servicii post-vânzare, de asta am deschis și cele două filiale în plus pe zona Moldovei, tocmai pentru ca să avem depozite de piese de schimb și service cât mai aproape de partenerii noștri, de fermieri. Cea mai mare noutate din punctul meu de vedere este header-ul de floarea soarelui, produs de către cei de la Olimac. Îl avem aici lângă noi. Este un produs special pentru floarea soarelui și, din spusele producătorului, avem pierdere aproape de zero. Cât de mult vă ajută astfel de manifestări expoziționale în business-ul dumneavoastră cu mașini agricole? Extraordinar de mult. Este important să fii văzut, să fii aproape de client, să știe că ești o firmă serioasă și că îi poți ajuta oricând și te găsește oriunde. Reprezint firma Impar, suntem importatorul, unicul importator al anvelopelor BKT. BKT-ul este unul dintre marii producători mondiali al anvelopelor agricole și industriale. Suntem prezenți la toate târgurile importante organizate în România. Distribuim acest produs de peste 10 ani la nivel național. Avem foarte mulți colaboratori, fermieri, dealeri, zonali. Care sunt noutățile cu care ați vă prezentați la Agralim 2017? Noutatea este
anvelopa 14x38, o clasică anvelopă reinventată special pentru solicitările fermierilor din România. Pentru ce echipamente, ce utilaj? Pentru tractorul tradițional U650. De ce ați venit cu asemenea noutate la care faceți referire acest tip de anvelopă? Cum am spus, această anvelopă este dedicată tractorului U650, care deja a reintrat în producție pe piața din România și nu numai. Și solicitările au venit în urma volumului de producție și condițiilor care de la an la an sunt din ce în ce mai aspre, ale solului, ale fermii. Deci condiții de lucru din ce în ce mai grele, să spunem așa. Da, da, așa este. Este o anvelopă mult mai performantă, mai solidă și... În ce măsură astfel de manifestări expoziționale gen Agralim 2017 stimulează business-ul firmei dumneavoastră? Este un moment foarte important de întâlnire cu mari fermieri, cu mari comercianți al anvelopelor agricole și industriale. Prin intermediul acestor târguri intrăm în contact cu foarte mulți. În general cu potențiali beneficiari. Potențialii beneficiari care solicită aceste produse. Bună ziua, mă numesc Morar Ionuț, director vânzări mecanică Ceahlău Piatra Neamț. Ca de obicei, în fiecare an suntem prezenți cu noutăți la Agralim Iași. Avem noua asemănătoare sub 29 de ca Diva, cu o nouă distribuție. Mai suntem prezenți cu noul SPC, semănătoare de plante prășitoare pe 6 rânduri cu buncăre mari. Sunt cele noutăți, sunt cele două noutăți care suntem prezenți în momentul de față la Agralim. Pe lângă aceste semănători, mai suntem prezenți cu utilaje de pregătire a terenului, a patrui germinativ, un Solaris 3 metri, un Magnum 3 metri cu talere independente. În ce măsură astfel de manifestări expoziționale gen Agralim 2017 vă stimulează, dacă pot spune așa, business-ul dumneavoastră? În mare măsură ne stimulează business-ul nostru prezența unui târg de asemenea amvengură în Moldova și noi având o tradiție deja aproape de 100 de ani de zile de când suntem producători de utilaje agricole, venim totdeauna în ajutorul fermierilor. Eu sunt într-o asociație produs în Bucovina și reprezentăm un pic zona și noi avem, care facem noi, avem o mică cooperativă, vrem să o organizăm, încă nu funcționează chiar beton. Câți membri are cooperativa? Deodată sunt 5 membri fondatori. În lume am înțeles greșit ceva cooperativa și mi-are greu. Și, dar am început mai puțin și facem, vrem să facem produsele astea tradiționale, de asta le-am adus neambalate, nividate, în târguri prinde bine. Haideți să înțeleg, vorbim de cooperativă pe care o conduceți dumneavoastră cu 5 membri fondatori, înțeleg, asociația produsă în Bucovina, care e prima, care e a doua? Nu știu cum zic, cooperativa trăiește prin asociația produsă în Bucovina, ei ni lansează în târguri, știți? Deci noi producem acasă, dar vânzarea firmei produs în Bucovina. Ce fac ceilalți 5 membri, ceilalți 4 membri, ce produc? Lapte. Deci au vași cu lapte. Noi am prins un program, de exemplu, din Germania, ne-au dat niște tancuri de racire. Am vrut să dezvolt cumva cu tancuri racire, dar știți cum îți lege în România. Am zis că până nu știu când trebuie obligatorul NTG-ul și nu știu ce chiar spune așa aici. Și nu a fost așa. Deci a fost o poveste doar. Și am muncit cumva degeaba. Că o mărș așa, știți? Aha. Și nu trebuie neapărat cu răcire, dar ca să iasă produs așa, trebuie răcire, trebuie conschilat. Deci, să respectată tehnologia așa cum trebuie. Domnul director, bine vă revăd pentru a noua oară la o asemenea expoziție cu mașini, utilaje agricole, cu tot felul de produse pe care ați reușit să le concentrați, iată, și în acest an, Agralim 2017. A fost greu, a fost ușor, mai greu, mai ușor decât anii trecuți? În primul rând, nu știu cât de mult mă bucur eu că vă revăd bine la Iași, la fel de încrezător, de optimist alături de echipa dumneavoastră. Vă mulțumesc că sunteți aici la noi.
Eu mulțumesc. A noua ediție a Agralimului s-a scris pe același parcurs ca și ediția de până acum, în sensul în care am lucrat foarte mult la relația cu fermierii din regiunea noastră. Mă refer atât la fermierii mari și la fermierii de ferme mai mici, dimensiuni mai mici. Am lucrat mult în sensul că am reușit să ecualizăm anul acesta pentru prima dată în această clasă de agricultură numită Agroferma, adică ca o asociație în care ei să-și poată, fermierii să-și poată spune mai apăsat interesele, să poată să-și rezolve problemele mai ușor, să aibă un acces la piață mai facil, un acces la resurse mai ușor, la forță de muncă calificată. Și prin acest cluster, nu numai că i-am coalizat, dar am reușit să aducem și organismele de tip publice, de tip Consiliul Județean, de tip primării, forme de învățământ, licee agricole, alături încât... Instituții centrale. Instituții centrale. Reprezentanți ai unei instituții. Exact, așa. Încât să creăm un pol de interes al fermierului aici. Târgul e de fapt o componentă din toată această acțiune largă pe care o facem pentru fermieri în regiunea de Nord-Est. Ați vorbit despre clustere. Această structură nouă de câțiva ani, nu un an, doi, nu știu cât are de când s-a înființat, cam așa ceva, dacă nu mă înșel. Această structură a plecat de acum 2 ani cu ideea, ca orice lucru asociativ în România a mers greu cu modul de a ne aduna toți la aceeași masă și sunt bucuros că acum este final, adică există toate actele, toate terminate, hotărâri judecătorească, suntem practic înființați de acum și putem să pornim în forță la dreptul. Simțiți așa un sprijin mai mare la organizarea unui asemenea eveniment, existența, prin existența acestui cluster? Păi, sigur, vedeți dumneavoastră, după mulți ani, în general, organizatorii de evenimente sunt priviți ca niște tipi așa simpatici care coagulează pentru o perioadă de 4 zile firme, interese, profesioniști, media, mă rog, toți în același loc. Dar fermierul nu se identifică de foarte multe ori cu acest eveniment. Spune ba, că are probleme în câmp, are treabă, ba, o delegație, ba, alte lucruri de făcut. Ei, acum, atât cu acest cluster, am avut surpriza în care fermierul a venit la mine și m-a rugat Florin să facem conferința asta, Florin, să aducem utilajele alea. Deci vin cu idei noi. A venit cu idei. De fapt îi interesează modul. Simt că este al lor. Asta este foarte important. Simt că acest târg face parte dintr-o acțiune pe care ei sunt, trebuie, cum să spun, simt nevoia să o facă și simt nevoia să iasă în față. Un eveniment care trebuie să existe pentru ei. Am încercat anul acesta și fermierii au spus da, a fost foarte important pentru noi, să aducem persoanele fizice care să vadă că laptele nu vine de la supermarket, laptele vine de la această văcuță dintr-o fermă și au mers în fermă. Și avem acum primul grup organizat, trebuie, nu e foarte mare, sunt 50 de oameni care au mers, dar sunt 50 de persoane în general tinere, corporatiști, marea majoritate, care merg într-o fermă pentru prima dată. Și fermierul e bucuros să-i primească, să le ofere ceva de mâncare din produsele locale din fermă, să le arate ferma. E important pentru noi. Toate astea sunt din ansamblul ăsta larg al târgului Agralim. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult în această ediție, nu pot spune că la celelalte mi-a plăcut mai puțin. Ați organizat conferințe, forum pentru agricultori, pentru deschidere către piață, pentru promovarea produselor lor, pentru accesul la piață în general și pentru aprovizionarea cu inputuri, dar și pentru valorificarea producției. E un schimb de experiență extraordinar pentru fermieri, a deschide mințile, dacă pot spune așa, cu ghilimele de rigoare, ale tuturor către ceea ce trebuie să facă pentru a performa. Da, pentru că dacă dumneavoastră nu se reunesc, dacă nu vorbesc între ei, dacă nu își exprimă punctele de vedere, atunci vom rămâne totdeauna, poate să ne plângem, să ne spunem că e greu, că nu vin poate subvențiile la timp sau... Nu, lucrurile astea trebuie să începem să le rezolvăm noi, prin noi înșine, să începem să ne rezolvăm aceste probleme. Târgul, de fapt, este o platformă acum în care e o efervescență foarte mare, sunt foarte multe firme aici la Iași, prezintă, cred că cei mai mari jucători din România pe piața de utilaje, dacă spune de inputuri, de servicii. Avem un sector zootehnic și atenție, sectorul zootehnic este sectorul fermierilor pe care fermierii și l-au făcut așa cum au vrut el. Avem un stand pentru vaci de lapte foarte interesant făcut direct de asociație. Noi nu am venit și am pus decât un mare pavilion la dispoziție. Le-ați pus spațiile la dispoziție. Spațiile la dispoziție. Și ei s-au organizat. Nu am vrut să intervenim deloc și am vrut totdeauna, am încurajat ca dumnealor să-și asume și au asumat acest lucru. Și asta că avem și o dispoziție zootehnică foarte bună, făcută de dumnealor și ei. Și țin totul sub control. Sunt unii care poate se mai îndoiesc că Iașiu reprezintă capitala pentru expoziția de agricultură. Eu spun să nu mai facă, pentru că aici este capitala regiunii unde se va desfășura târgul de agricultură a regiunii din Nord-Est și aici va rămâne. Faptul că anul acesta, 2017, în acest
la acest eveniment au fost mai mulți expozanți și mai mulți vizitatori în mod deosebit. A fost cumva facilitat și de poziționarea, repoziționarea manifestării dumneavoastră, evenimentului? Cu siguranță, au fost mulți factori care au contribuit la, la acest lucru. În primul rând, până la ajunul locație, în primul rând a fost campania de comunicare pe care noi am făcut-o mult, mult mai bună prin intermediul mijloacelor proprii, dar și a presei agricole de România. Eu personal vă mulțumesc foarte mult, domnul Banu, pentru că dumneavoastră ați fost un stil pentru noi și ne-ați ajutat totdeauna, nu neapărat pe partea de comunicare și promovare, ci sufletește, ca om, care ne-ați, totdeauna ne-ați consiliat și noi am văzut consilierea dumneavoastră ca ceva care ne-a ajutat să mergem înainte și de aceea încă o dată vă felicit și aici pe cameră în acest interviu și am făcut-o și în fața tuturor prin acordarea diplomei cu numărul 001 ca diplomă de onoare la Agralim și vă felicit, domnul Banu, pentru acest lucru. Mulțumesc mult! Cu mult drag! Ne-am mutat cu locul de desfășurare, am avut un loc foarte bun și până acum la platforma Izereni, dar am considerat că e momentul să ne apropiem mai mult, ca și partea de expunere, de o șosea, o mare arteră, să intrăm în acest angrenaj al clusterului Agroferma, care va dezvolta aici o mare, nu va dezvolta, va pune umărul la o mare viziune pe care Consiliul Județean și Primăria Lețcani o fac aici în zonă și clusterul va fi... Chiar l-am văzut pe primarul de la Lițcani, o să vorbim cu dumnealui. Da. Deci două instituții publice care vin în sprijinul fermierilor și atunci am zis și noi, ca și organizatori de evenimente, să aducem acest eveniment în, să punem umărul aici. Și atunci am adus în acest loc, eu cred că a fost o decizie fericită. Sigur. Înțeleaptă, pentru că mai ales după ploile puternice, că înainte de târg am avut, cred că nu e cea mai puternice ploie aici la noi, și grindină și zacul înainte de deschiderea târgului, dar iată că am funcționat aici foarte bine în această locație. Într-adevăr, locația a fost extraordinară și a facilitat, iată ce spuneam mai devreme, mulți vizitatori, mulți expozanți și grație probabil și a celor care v-au dat un sprijin substanțial și îl văd aici pe domnul primar de la Lițcani. Vă salut și cu mult respect și eu, la rândul meu, vă mulțumesc că ați cooperat atât de bine și de frumos și de constructiv cu AB+, cu domnul Mindiligiu și iată că ați reușit până la urmă împreună să realizați un asemenea eveniment. Suntem în a treia zi de târg expoziția de agricultură și se vede foarte clar și se demonstrează că este un adevărat succes. Este într-adevăr, tocmai asta vorbeam. Organizarea târgului expozițional de agricultură la Lețcani, în parcul Transagropolis, în centrul Transagropolis, pe care pe viitor îmi doresc să preia sub administrare clusterul înființat la nivel județean, care este partener Consiliul Județean, Consiliul Local Lețcani și fermele fermierii. Adică cum să-l luați în administrare? Ce să faceți? Să-l aduceți aici, să-i faceți punctul? Adică partea de management a acestui centru să fie asigurată de cluster. Adică noi considerăm clusterul poate asigura cel mai bun management. Corect, exact, este foarte adevărat. Fermierului, ceea fermierului, să-i dăm specialistului, ceea specialistului și trebuie să-i dăm funcționare și să organizăm cât mai multe evenimente aici. Da, dintr-o discuție anterioară am înțeles de la dumneavoastră și câțiva colaboratori ai dumneavoastră că aveți desfășurat foarte multe evenimente în această parte, în localitatea dumneavoastră, în afară de, iată, această minunată și reușită expoziție organizată aici. Organizăm și ne dorim ca la Parcul Agroindustrial să fim polul agral în regiunea Nord-Est, dar noi mai avem și alte proiecte la nivelul comunității. Privire la, trebuie să realizăm cel mai mare parc industrial, alături de care mai funcționează și un parc logistic care deja are 2500 de locuri de muncă și se mai construiesc încă 3 parcuri logistice care vor mai crea la rândul lor 3000 de locuri de muncă. Deci vom fi un pol agrar pe zonă, vom fi și un pol economic în crearea de locuri de muncă. Dar pe locul 1 cred că trebuie să fie agricultura, pentru că din păcate nimic nu putem face, niciun șurub, nici nu putem fi foarte sănătoși dacă nu avem agricultură bine pusă la punct și nu mâncăm sănătos. Da, Moldova, după cum am mai spus, este cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană.
noi, dacă avem pământ și terenuri cu suprafețe mari, avem fermieri, harni și gospodari, trebuie să ne orientăm și să susținem această ramură, astfel încât să ridicăm Moldova și agricultura să devină principalul motor al economiei naționale. Corect, foarte bine gândit și îmi place că gândiți așa la nivelul ăsta, pentru că chiar dacă este așa cum spuneți cea mai săracă zonă, eu n-aș vrea să spun așa, are câteva probleme în sistem, dar cred că printr-un management de calitate, printr-o dotare tehnică deosebită, printr-o organizare desăvârșită, acest lucru poate fi depășit ușor și nu mai putem vorbi peste 2, 3, 5 ani despre zona săracă aici Moldova. Este locul ideal în care fermierii să se adune și specialiștii să colaboreze astfel încât să aducă în plus valoare agriculturii din regiunea Nord-Est. Ne dorim. Perfect. În viitor apropiat, pe cele 15 hectare, să realizăm mai multe pavilioane în care producătorul agricol să expună cu vânzare și produsele din carne, expuse cu vânzare, și din lapte, și chiar din legume și fructe, și tot ceea ce are produsul finit din agricultură, inclusiv haine. Și poate aduceți, da, și poate aduceți aici și micii și medii agricultori, exact, adică fermele mici și mijlocii, pentru că e foarte important să-i cooptăm, să-i aducem la oaltă pe exact, toate categoriile de fermieri. Noi aici suntem pe acest parc Transagropolis, suntem pe teritoriul lui. Aici avem o hală de frig pe care probabil o afirmați sau o filmați. E o hală de frig care rolul lui este tocmai acela de a aduce micii producători în sectorul legume, perfect, fructe, pomicultură, de a le colecta produsele, de a le eticheta, ambala, refrigera și apoi a le împinge spre rețeaua de supermarketuri. Asta este rolul lui și clusterul de agricultură va avea ca obiectiv principal acela de a agula fermierii din acest sector și de a ajunge cu ei în supermarketuri. Investițiile viitoare pe cele 15 hectare pe care primăria Lescan le-a pus la dispoziția Consiliului Județean, cred că vor fi tocmai în această natură, în acest sens. Bun, am vorbit de ce a fost, ce este, da, cum gândiți viitorul acestor evenimente, domnul director. Cum gândim viitorul? Păi gândim că acest eveniment să rămână un festival al fermierilor, în sensul să-l dezvoltăm și cu parte de microprocesare și cu parte de spectacole, cu parte de produse alimentare. Gândim să mai întărim un pic partea de demonstrații, să avem cât mai multe demonstrații pentru fermieri în această perioadă. Și gândim că poate Iașu va fi ca o placă turnantă în următorii ani și pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. Suntem foarte aproape de dumnealor. Chiar această investiție este o investiție transfrontalieră făcută și să sperăm să dezvoltăm și mai mult, să creăm această comunitate. Important că aveți asemenea intenții și pentru vecinii de peste Prut. Suntem un exemplu pentru dumnealor și ei vin aici în mod constant. Anul ăsta au venit foarte mulți. Au răsit, da, invitații, sunt și foarte bine organizați, prin asociații, poate fi mai bine ca noi, cred că de multe ori, dar vin foarte organizați, petrec aici două zile la târg, deci nu vin pentru o oră, două, vor în ferme, mergem cu ei în ferme, le arătăm cum se face exact la fermă lucru, stau la expoziții, stau la conferințe, sunt un partener pentru noi, Republica Moldova, important. Nu numai pentru colegii de peste Prut din Republica Moldova, dar și pentru fermierii care au venit aici, au fost prezenți la această manifestare expozițională, faptul că au avut prilejul să aibă un schimb de experiență cu producătorii autohtoni. Da. Domnilor, felicitări pentru ceea ce ați făcut. Vă doresc mult succes în organizarea viitoarelor astfel de evenimente. Poate cine știe, vă extindeți, pentru că organizați foarte bine aici. Ați căpătat suficientă experiență în nouă ediții. Nu ne extindem. Rămânem aici în Iași și noi trebuie să fim reperul pentru fermierii noștri de aici. Dragoste zona pentru Nord-Est. Ținuturile natale, să spun așa. Să nu? Spunem un patriotism bine. Local de bun augur, nu prost înțeles. Vrem să rodească pământul Moldovei așa cum trebuie.